Marți seara s-a dezlănțuit iadul la un depozit de anvelope aflat la periferia municipiului Drobeta-Turnu-Severin. Un incendiu a apărut din senin, a semănat panică, astfel încât reprezentanții ISU au emis un avertisment ro-alert. Flăcările s-au extins la un depozit de alimente aflat în apropiere și exista riscul ca acestea să ajungă și la un servis auto. Pompierii s-au deplasat imediat la fața locului pentru localizare și stingerea incendiului. Am acționat într-un depozit de anvelope, credem noi că de acolo ar fi plecat, deoarece acolo este zona cea mai mare afectată și s-a extins la un depozit de alimente. Am salvat peste 90% din depozitul de alimente, deci practic doar o mică încăpere învecinată cu depozitul de anvelope a fost afectată. Exista pericolul deschiderii și la autoservice? Pe aici era problema, fiindcă în continuare depozitul de anvelope este serviciul care aparține aceleași firme. Deci practic l-am localizat imediat, deoarece am acționat cu tot ce am avut disponibil, inclusiv de la Orșov am chemat autospecială de intervenție și de la agenții economici care au autospecială de apă și spumă. De asemenea, două persoane au fost intoxicate cu fum și a fost nevoie de intervenția unui echipaj de la ambulanță. Un pompier, da, care tot așa, din cauza fumului, îl avem pus pe oxigen, îl hidratăm, deci fără probleme. Deocamdată, slavă Domnului, exclus. Foarte mult fum, foarte mare și ar fi ideal dacă populația ar înțelege să plece din zona asta. Da. Bineînțeles! Cât de periculoasă e zona? Păi este periculoasă din moment ce apare atâta fum, e intoxicația cu fum, toată lumea ține geamurile deschise ca să vadă desfășurarea, dar nu înțeleg să se ferească. La fața locului a venit și prefectul Cristinel Pavel, care a dorit să afle cum decurge intervenția și care sunt cauzele care au condus la apariția incendiului. Am venit cât am putut de repede și eu să văd cum se desfășoară acțiunea de stingerea acestui incendiu, de reducere a arderii acestor focare de incendiu și comandantul acțiunii mi-a raportat că toate lucrurile sunt sub control și că în cel mai scurt timp incendiul se va stinge și se va relua și circulația, că s-a întrerupt și circulația. După ore de luptă cu flăcările, pompierii au reușit să stingă incendiul. O anchetă pentru stabilirea cauzelor care a dus la apariția focului a fost demarată deja.